Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2. Să se rezolve această ecuație știind că admite și rădăcini raționale. Și avem ecuația cu coeficienți întregi, x la 5 minus 2x la 4 minus 4x la 3 plus 4x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Faptul că avem o ecuație cu coeficienți întregi, aceste ecuații știm că admit rădăcini raționale, iar acele rădăcini raționale pot fi rădăcini